Eu și România ne aparținem reciproc și sunt mândru când uneori țara mea se confundă cu numele meu. Declarația de dragoste față de țară îi aparține lui Ilie Năstase, primul număr 1 de când există clasamentul ATP în cartea sa autobiografică, Mr. Năstase. Pe Ilie Năstase nu ai cum să nu-l iubești, doar să fii rău intenționat sau să nu-i cunoști trecutul. O lume întreagă s-a obișnuit cu felul său de a fi, vulcanic, încăpățânat, slobod la gură. Unii ar spune că prea slobod la gură. Naste îi se spune încă în străinătate. Este și un diminutiv al numelui său, dar în traducere înseamnă și obscen, scârbos, neprietenos. Așa îi spunea și presa străină, așa îi spun și foștii adversari, dar și prietenii. Cu toții însă, cu admirație pentru un spirit deosebit și respect pentru o carieră strălucitoare. Copilul plecat din cartierul Cotroceni, care se zgâia printre ochiurile gardului la antrenamentele marilor campioni de tenis ai anilor 50-60, avea să câștige în carieră peste 80 de titluri. La simplu sau la dublu a câștigat la Roland Garros, US Open, Wimbledon. Marele său regret este că nu a câștigat Wimbledonul la simplu, deși a jucat două finale. Chiar Năstase spune că cel mai frumos meci al său a fost o finală pierdută pe iarba de la Wimbledon împotriva lui Stan Smith. O finală de poveste, intrată în legendă. La începutul anilor 70, Ilie Năstase a dominat categoric tenisul, câștigând și turneul campionilor de 4 ori. A renunțat de multe ori la bani pentru a veni să joace pentru România în Cupa Davis. A ajuns de 3 ori în finala împotriva Statelor Unite și a pierdut de tot atâtea ori. Însă un lucru minunat s-a întâmplat atunci. Dintr-o dată, mii de copii nu și-au mai dorit să devină fotbaliști, ci au început să tragă linii cu creta pe asfalt și să joace tenis. Fiecare dorea să fie Ilie Năstase. Iar acest lucru este recunoscut peste tot în lume. Năstase, prin felul său de a fi, a adus tenisul aproape de inima oamenilor prin spectacol. Așa cum a fost pe teren, s-a comportat și în afara lui. Chiar el spune în cartea sa că a avut 2500 de femei. Nu e adevărat. Se contrazice singur și mai scade câteva sute. Cert este că are câteva căsătorii la activ, copii aflați acum la deplină maturitate, dar și unii încă la școală și la peste 70 de ani continuă să șocheze prin limbaj și comportament. Acum câțiva ani, știrea zilei de la Wimbledon nu era despre Federer, Nadal sau Djokovic care își dădeau sufletul pe teren, ci despre Ilie Năstase venit în loja regală îmbrăcat în uniforma de paradă a armatei române. A încercat să intre și în politică, dar a pierdut răsunător lupta pentru primăria capitalei. De peste un an însă, Ilie Năstase este consul, dar nu al României în cine știe ce țară, ci al Republicii Cehe în România. O onoare pe care, cu amărăciune o spune Ilie Năstase, țara sa nu i-a oferit-o.